Dragi cetățeni, de câteva zile trăim într-o realitate nouă, una diferită de cea dinainte de 24 februarie. Războiul din Ucraina a adus mai multă instabilitate și incertitudine în viața noastră. Din primele ore ale crizei, Republica Moldova a chemat la pace, iar autoritățile țării și cetățenii s-au mobilizat pentru a da mână de ajutor oamenilor din țara vecină, care au avut de suferit primii din cauza războiului. Țara noastră și-a deschis hotarele pentru zeci de mii de cetățeni ucraineni care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele și să se refugieze dincolo de hotarele țărilor. Oferim ajutor și cetățenilor altor țări care încearcă să plece din Ucraina în aceste zile. Ați văzut cu toții scenele emoționante de la Palanca, Criva sau Otaci, unde angajații statului, voluntari, locuitori din diferite regiuni au făcut echipe comune pentru a oferi o gustare caldă, transport sau cazare gratuită refugiaților sosiți în Moldova. Până în acest moment, peste 70.000 de oameni din Ucraina au intrat pe teritoriul Republicii Moldova. În weekend am vizitat câteva locuri de trecere a frontierei din nordul țării. Am discutat cu oamenii care fug de război din Ucraina. Majoritatea sunt femei cu copii, obosite, speriate de ceea ce au lăsat în urmă, ele își doresc să revină acasă cât mai repede. Le-am spus că sunt în siguranță în Republica Moldova, că le vom găzdui atât timp cât va fi nevoie. Am vorbit cu primari foarte implicați, dar și cu oameni din localitățile de frontieră care s-au oferit să ajute refugiații. Le-am mulțumit pentru generozitate și implicare. Mulți dintre refugiați sunt rudele și prietenilor. Tragedia pe care o trăiesc astăzi vecinii noștri ucraineni este și tragedia noastră. Dragi prieteni, în aceste zile, țara noastră a dat dovadă de o mobilizare exemplară pentru a ajuta refugiații ucraineni ajunși în Moldova. Mulțumesc tuturor angajaților Poliției de Frontieră, ai Serviciului Vamal, ai Inspectoratului General al Situațiilor de Urgență, ai Trupelor de Carabineri, ai Poliției de Patrulare, ai Serviciului SMURT, tuturor primarilor, lucrătorilor primăriilor, asistenților sociali, medicilor, angajaților ministerelor și agențiilor și altor angajați ai statului implicați în efortul de gestionare a fluxului de refugiați. Vă mulțumesc pentru munca exemplară și dăruirea de care dați dovadă în aceste zile dificile și incerte, lucrând în condiții grele, cu resurse limitate și sub o mare presiune. Mulțumesc de asemenea diplomaților noștri care au rămas la datorie în condiții de risc sporit și care oferă sprijin cetățenilor pomeniți în dificultate din cauza situației create în țara vecină și în regiune. Mulțumesc de asemenea tuturor voluntarilor implicați în acest efort, tuturor cetățenilor țării noastre pentru generozitatea, solidaritatea și unitatea de care dați dovadă acum, sprijinindu-i pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Omenia noastră este puterea noastră. Mulțumesc tuturor cetățenilor din țară și de peste hotare pentru donațiile făcute pentru a sprijini efortul de primire a refugiaților din Ucraina. Donațiile continuă să vină pe conturile deschise la trezorerie și în băncile comerciale, iar acești bani sunt folosiți pentru a asigura refugiații ajunși în Moldova cu cele necesare. Comunic activ în această perioadă cu partenerii externi ai țării noastre. Am discutat în ultimele zile cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Charles Michel, comisarul european pentru vecinătate și extindere, Oliver Varhelyi, președintele României, Klaus Iohannes,
președintele francez Emmanuel Macron, secretarul de stat al Statelor Unite Antony Blinken, prim-ministrii Canadei, Olandei și Spaniei Justin Trudeau, Mark Rutte și Pedro Sanchez. Comunitatea internațională apreciază mult efortul umanitar al țării noastre și este pregătită să ne ajute în acest efort. Interlocutorii mei au reconfirmat sprijinul lor pentru integritatea teritorială a Ucrainei și cea a Republicii Moldova. Partenerii și prietenii noștri susțin de plin dreptul nostru de a ne decide singuri soarta și de a avansa pe calea integrării europene. Le-am comunicat repetat interlocutorilor mei că în aceste vremuri complicate, pentru Republica Moldova, integrarea europeană este garanția cea mai importantă că țara noastră va rămâne parte a lumii libere, în care demnitatea umană, drepturile și libertățile omului sunt prețuite și respectate și calea cea mai sigură către îmbunătățirea substanțială a condițiilor de viață ale cetățenilor noștri. Anume, în aceste momente, accelerarea procesului de integrare europeană este mai importantă ca niciodată pentru noi. Noi vom continua eforturile de a ancora Republica Moldova în spațiul valoric european. Stimați cetățeni, realitatea în care ne-am trezit pe 24 februarie ne-a schimbat planurile de viață. Astăzi înțelegem cu toții cât de importantă este pacea. Fără pace nu putem avea dezvoltare, nu putem construi un viitor prosper și liniștit. Republica Moldova cheamă în continuare la încetarea luptelor și soluționarea conflictului din Ucraina pe calea dialogului. Astăzi, pacea este prioritate. Vă mulțumesc!